Salutare, dragi verășani, și bine v-am regăsit la un episod foarte, foarte special. Ei bine, fraților, astăzi, după cum bine ați observat și din titlu, o să ne jucăm Granny în Roblox. Inițial am și vrut să-mi instalez și eu jocul Granny pentru a mă juca, pentru că mi s-a părut a fi super, super ok. L-am văzut la destul de mulți YouTuber și eu am zis să-l încerc și eu, bineînțeles, dar din păcate am o problemă cu emulatorul. Aș fi vrut să-l încerc, din păcate, dar asta e, că se fă, n-ai că se fă. Mamă, cum arată aici bătrânica veterană, să zicem așa, și aici logul Granny. Dacă vreți, vă las și vouă un link dacă vreți să jucați, evident, și voi pe Roblox, evident, pentru că astăzi ne aflăm pe Roblox. Și hai să începem aici cu Kitchen. Ok, să vedem. Dacă o să dăm de bătrânica. Opa, aoleo, e prin zona. E prin zona și nu e bine. Opa, cred că o văd pe sus. Posibil să fie pe sus. Mamă, ăsta fuge. Cineva e... Aoleo, cineva a fost bătut și nu e bine. Mamă, mamă, câte chestii creepy avem pe aici, fratele meu. Deci chiar mi se pare foarte, foarte ok jocul și vi recomand să jucați și voi, pentru că, sincer, chiar e super ok, fratele meu. Numai chestii creepy găsim pe aici, fraților, adică... Mi se pare că a fost... Aoleo, uitați-vă și voi, asta e, asta e. Uitați-vă și voi cum sare, cum au pus-o băieții, sau developerii, bineînțeles. Uite, uite, uite. Oh, nu! Nu, a dat de mine! A dat de mine, fugi, ia-l pe altul, ia-l pe altul. Tot vine, tot după mine. Aoleu, sper să nu vin. Aoleu, cineva a mai fost omorât. Trebuie să scăpăm de ea în principiu și aici nu e bine. Săracul copil. Trebuie să fugim de aici pentru că nu e bine. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Văd că asta e baia. Avea o baie destul de decentă. Astăzi vom inspecta jocul mare parte și o să încercăm, sau cel puțin o să încerc să mă ascund de bătrânica respectivă. Filmează și OBS-ul, bineînțeles că filmează. Stați puțin să-mi aranjez puțin voi cum așa mai ok. Ok. Ia să vedem noi și am uitat. Se mișcă super ok. Aici am mare parte cred că de bara, nimic interesant. Foarte, foarte întuneric, asta e clar. Și eu, iată aici pe Granny. Mamă, cum se urcă, ești nebun la cap. Aolo, ce... Hai să vedem mai bine. Uite, asta e Granny. Asta e Granny. Bine, nu e foarte, foarte fricoșătoare. Mamă, dar nu știu dacă ai cum să o învingi, asta e chestia. Hai să fugim de aici, nu știu. Cred că o să mă las să fiu și bătut, să mergem și în alte camere, pentru că momentan pe aici nu văd. Mamă, uitați-vă și voi ce față are asta. No, m-a spart, m-a spart. Mamă, uitați-vă și voi, gata, m-a spart. Două lovituri mi-a dat cu bâta aia și am fost gata. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă doriți să continuăm această serie. Să mergem aici la Ateic, ceva genul ăsta. Ok, aici nu știu dacă am fost sau nu, dar în fine. Opa. Aolo, aici ceva chestii interesante. Aolo, nu! A, de... LOL. Mamă, ce creepy e casa, ești nebun la cap. O să mă mai las să mă bat o dată. Aolo, i-ați văzut și fața fraților. Da, uitați-vă și voi capul meu, s-a dus pe apa să-mi betei. Hai să mergem aici încă o dată. Dar trebuie să avem grijă să nu pic. Mamă, ești nebun, LOL, cum mi se vede. Văd că aici avea chestia, știu prea bine. Din câte am înțeles... pot să ajung pe aici. Din câte am înțeles, poți... Aici văd o închisoare, LOL. Nu știu dacă putem să... Nu știu dacă au adăugat update-ul și poți să ajungi în camera Slenderine și cursulețul ăla, ceva genul ăsta, am văzut eu ceva pe YouTube. Acum nu știu exact, dar văd că e foarte, foarte mare casa, din câte bine observați. Acest episod nu o să dureze foarte, foarte mult, pentru că, da, am să fac un episod în care să vă prezint. Dacă vreți, jucăm și Slendaria, fraților, aici, momentan nimica, nu știu dacă ne putem ascunde, nu prea cred. Opa! Aoleu, câte lanterne avem aici. Opa! Am crezut că cineva dă de mine. Hai să dăm pe unul așa frumos să ne ducem. Mamă, deci e foarte, foarte multe chestii. Văd că pardon, se asta stă pe asta. Bun, amice. Văd că ăsta stă pe WC-ul. Nu pe Slendin, dacă pe Granny, așa. Pe bunica Granny. Așa, nimic am momentan aici. Hai să ne primim așa undeva. Cred că o să mă las bătut acum. Mergem în bedroom. Mamă, dar o bucată mi-a dat de buș și a fost gata. Adică big like pentru asta, ce pot să spun. Ok, hai să vedem aici frumos logul. Bedroom, hai să vedem ce găsim în bedroom. Aolo, nu spune că e și aici. Aolo, e grav dacă e și aici. Hai să ne putem să ne ascundem. M-a scos afară. Ok, la bedroom și la... Aici nu știu, nu știu cum se numește. Aici cred că am fost, nu? Da, cred că am fost aici, da, am fost și pe aici, nu știu, mai știu dacă a fost un episod sau nu, dar aici văd că chestiile alea creepy, ba, cred că am fost la început, dacă bine mi-aduc aminte, altceva nu prea mai ce face decât să inspectez eventual, dar pot să zic că e destul de creepy, adică se vede clar că e foarte, foarte creepy, na, eu chiar vă recomand să jucați,
Văd că ușa e blocată și chestia care e și super interesantă, dacă te depărtezi, se luminează mai tare, dacă te apropii, nu se vede nimic, adică nici nu se vede că ai lanterna, măcar, frate meu. Avea o baie destul de interesantă, este nem. Shift. Aoleu, Twisterul... Gata, pauză, fraților, Twisterul face pipi. Aici am cană. Nu spune că mă pot pune și... Ar fi tare să mă pot pune și în cadă. Aici iarăși... Shift? Sau pot... A, mă pot ascunde aici, da. Interesant, interesant. Mă văd că multă lume aici. Bine, nici e foarte, foarte... Nici nu prea ai ce să vezi aici, mare parte, decât, na, chestiile astea. Cam asta a fost episodul. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la el și, na, dacă vreți, fraților, ne jucăm și Slenderina. Acolo, nu știu, dar nu știu exact unde ar fi, dacă au adăugat cei de la Roblox sau cei care, nu știu, developerii, mai bine spus, neapărat cei de la Roblox, dacă au adăugat... Hai să facem puțin și aici, camera e specială, să zicem așa. Deși nu prea. E, da, o lo, m-a spart, m-a spart, m-a spart. Din câte observ, nu cred că este, nu este. Nu e nimic interesant. Aici să ne dacă mă pot pune. Nu spune că mă pot pune. Ne, nu mă pot pune. Aș vrea să beau și un ceai. Dar mare parte avem kitchen, attic, bedroom și basement. Cam asta e. Jocul, eu zic că e chiar interesant și dacă vreți o să-l și încercăm, numai să mă rezolv problema cu emulatorul, pentru că altceva, sincer, chiar n-am ce să-i fac, mai bine spus. Nu știu, poate o să filmez și un episod de Slendrina și Leonez. Da, oricum, cred că o să-l al doilea episod de Granny. Eu am fost Andrei, zi faină în continuare. Ciao!